Paules, Paules, chichi Paules, m-am făcut german. Înainte să vă arăt dosarul, cum arată certificatul de încetățenire, hai să mergem să facem niște poze, jamilor. Și am să vă spun, pas cu pas, cum să primește cetățenia germană, de ce aveți nevoie, unde trebuie să mergeți, cât costă, ce costă și cum să vă mișcați cât mai bine și mai repede prin sistem pentru a obține acest lucru. Țin să vă spun, va fi un vlog, interesant, mâncățești, ce credeți? Dar, prima dată, să facem poze, pentru că acesta este doar certificatul de încetățenire. Nu este pașaportul sau buletinul. Pentru acestea trebuie să procedem alți pași. Altă planificare, altă durere de cap. Nu vă faceți griji, am o să vă explice totul pas cu pas. Dar să mergem să facem niște poze, Jam, dar nu așa. Da? Să facem niște poze, trebuie să fim mai jamgeresc, haide. Așa e mai bine, sau? Să procedem, să dăm bice. Să ne cărăm spre fotograf. O să vă placă. Fotograful meu e special, fără interacțiuni, fără nimica. Nu dați mai departe, rămâneți pe beat. Am un fotograf, o să vă placă la maxim. Jam, haideți, să procedem. Asta este fotograful meu preferat. Este tot timpul deschis și știe exact ce vreau. Cam așa arată. Mega tare, nu? Bun, cam așa o să arate pașaportul german. Bine v-am regăsit. Aici n-ați fost niciodată. Deci dacă ați fost, scrieți în comentarii. Dacă ați fost deja într-un asemenea loc. Ce-mi place la asemenea aparate, sunt deschise non-stop, nu interacționez cu nimeni, bagi banul, alegi ce fel de poză și asta a fost și ai plecat. Jam, să dăm bice. Bun, jamilor, o poză din asta costă 6 euro și durează 2 minute până iasă. Mega tare, bam! Dar haideți să vă explic, jamilor, de ce aveți nevoie să obțineți cetățenia și, în primul rând, să vă arăt certificatul de cetățean german. Certificatul de cetățean. Am să ruiez numele, adresa și chestiile, dar cam așa arată. Cu certificatul de cetățenie primești o coală pe care sunt datele unde trebuie să te duci mai departe pentru a obține o coală. De când ați mai zis o coală? Ce râde. O coală, am primit o coală, frate. Pașaportul nu este obligatoriu, buletinul, da. În urmă, ai timp 6 luni de zile să depui acel dosar. Pașaportul actual, certificatul de cetățenie, dreptul de ședere, de parcă ai obținut certificatul de cetățenie fără drept de ședere. Adică dreptul de ședere trebuie să-l pui în prima fază pe masă. Certificatul de căsătorie și certificatul de naștere. Astea sunt chestiile. Bineînțeles, în germană și în original și traduse. Buletinul costă 30 de euro, iar pașaportul 60 de euro. Ca să vă dați seama ce repede se întâmplă totul, mi-au trebuit 5 minute la ghișeu, iar buletinul vine într-o săptămână, pașaportul în două. Bun, am schimbat bateria. Apropo, avem acum 3 baterii. Am avut tot timpul o problemă cu bateriile. Ba, erau gata, ba... n-am avut încărcător, încărcam bateriile prin cameră. Acum mi-am cumpărat un încărcător cu care pot încărca 2 baterii deodată la powerbank sau direct la priză. Și a venit, acest încărcător a venit cu a 3-a baterie. Bateriile sunt numerotate, în așa fel încât să știu care este încărcată, care este descărcată. Acum asta ar fi bateria 0,
Asta e cea nouă, pe care o să o numerotez cu 0 sau cu 3. Înăuntru este bateria numărul 1, iar aceasta este bateria numărul 2, numărul 2. Asta înseamnă că 0 este, s-a descărcat, 1 este înăuntru, iar 2 urmează. Așa nu pot să încurc bateriile sau să plec la drum cu baterii descărcate. Mi s-a întâmplat chestia asta odată și de atunci le-am numerotat. Am scos o baterie și le aveam pe amândouă mână, arătau așa, fără nimic, la fel. Și nu mai știam care este cea încărcată, care este cea descărcată. Bineînțeles că am băgat-o pe cea descărcată înapoi, am aprins camera, 0 baterii. De atunci le-am numerotat și le folosesc în ordinea asta. Bun, o să încerc să evit vlogurile în care eu stau, povestesc ceva în fața camerei și voi ascultați. Nu e asta ideea canalului. Ideea canalului e să facem ceva, să ieșim din casă, nu să stăm pe canapea, doar că acum avem o așa situație, dar vom pleca imediat. Scrisoarea a treia, direct de la primărie, de la domn primar. Apropo, am primit scrisoare și de la primar, fără ce mă știu cum le deschid. Scrisoarea asta o am de 3 zile, știu ce scrie. Doar că nu am avut timp să fac chestia asta cu voi. Ce scrie în scrisoarea asta? Scrie că buletinul pot să-l ridic de la primărie, am pinul buletinului, fiind un buletin cu pin, deci buletinul acesta are un chip, iar datele lui sunt la primărie online. Deci asta înseamnă că eu nu mai trebuie niciodată să duc vreun document, cum ar fi certificatul de naștere, certificatul de căsătorie, dreptul de ședere. Nu trebuie să le mai prezint niciodată. Este de ajuns să-mi scaneze buletinul, iar ei își pot lua informațiile de pe buletin, de pe chip. Bineînțeles, când cineva își citește chipul, este întrebată parola. De aceea chipul vine cu o parolă. Este la fel ca la un card de bancă. Bun, așa arată scrisoarea 1, în care sunt toate datele, iar aceasta este scrisoarea 2, în care este pinul aici bine ascuns. Dabei seit über 3 Dekaden Pumpe Future in meinem Wagen Immer weiter seh kein Ende 45 und nicht rende. Înainte să mergem să ne luăm buletinul, o să ne băgăm la o păpică, gyoza. Nu știu dacă vă spune ceva gyoza. Gyoza este niște tașe asiatice. Ceva de genul ăsta, dar să vi le arăt. 3 euro, așa arată, vin cu un sos, sunt moaie, bețe nu-ți dau la ele. Mergem să luăm buletinul, am să vă pun pe rucsac și am să vă las pur și simplu să vedeți cât de repede funcționează sistemul de aici. Hai! Also noch was weiß. Ja. Erst der Stock laufend rechts hinter, da kommt die Säule. Und an der Säule müssen Sie aufpassen. Das Bürgeramt allgemein zu einer Abholung von beantragten Ausweisen und Wissen. Dankeschön. Das geht dann schnell. Super, vielen Dank. Ja, bitte. Abholung von beantragten Dokumente. Schauen wir mal. 522. Bun. Oh, gata. Cam atât a durat, câteva secunde. Locul 6. Bun, am să opresc aici și am să dau drumul când ies. 54. Jamilor. Este și 57. Sunt deja afară. Aproape afară, ca să faceți o idee. Documentul este acesta, să vi-l arăt repede. Nu am să insist. Danke, ciao. Ja. Bitte schön. Danke.
Da, 3-4 minute a durat tot. Ignorați zgomotul străzii și ascultați ritmul străzii. Am prezentat pașaportul, am dat o semnătură. Pașaportul mi s-a confirmat că va veni undeva la sfârșitul săptămânii viitoare. Mi s-a spus că ar fi interesant să sun o dată înainte să vin să-l iau, să fiu sigur că a ajuns. Procesul este același. Ce mai avem de făcut? Gata, l-am scos. Să mergem acasă și să vă spun puțin despre acte și procese. Cred că asta vă interesează cel mai mult pe cei care vor să depună pentru cetățenie. O parte din toate informațiile acestea le găsiți și pe internet. Să mergem acasă. N-ați crezut că mergem acasă, doar v-am spus de la început că nu-mi place să filmez în casă. Trecând peste acest teatru bla bla bla, m-am dus la grădină. În spate arde focul. Am tăiat și mărul cel mic. Mărul cel mic, din păcate, este ceva cam uscat. Sper să supraviețuiască iarna asta. Am încercat să-l salvez. I-am pus în jurul rădăcinii și multe frunze, încât să-i protejeze iarna asta rădăcina. Sper să o treacă și dacă la anul înflorește și face și roade, o să-l ținem. Referitor la actele de care aveți nevoie pentru a depune dosarul pentru cetățenia germană, ca cetățean român, bineînțeles. Ca cetățean român trebuie să mai spun că ai voie la dublă cetățenie. Numărul 1. Trebuie să ai peste 8 ani de locuit aici. Numărul 2. Trebuie să știi foarte bine limba. În sensul ăsta se dă un test B1, de nivel de germană B1. Frecventarea cursurilor nu este obligatorie. Poți să te înscrii direct la evaluarea finală. Asta dacă nu ai studiat în Germania și ai un document care atestă acest lucru. Testul de legislație este la fel de important ca testul B1. În privința legislației există niște teste pe internet, la fel ca testul pentru carnet. Împreună aceste două teste costă undeva la 150 de euro. Rezultatele vin în decurs de câteva luni. Vei primi în poștă certificatele, iar certificatele de la cele două teste merg cu dosarul la primărie. În dosar mai sunt câteva detalii, gen pașaport, certificate. Un alt lucru important, peste toate certificatele, naștere, căsătorie, etc., toate milioanele de certificate posibile, bineînțeles traduse, aveți nevoie de contractul vostru de la lucru și ultimele 3 salarii. În cazul în care aveți o firmă, faceți altceva și nu sunteți niciunde angajați, trebuie să întrebați ce trebuie să aduceți. De când este deschisă firma, ultimele 3 bilanțuri financiare. Nu este imposibil, a fost foarte ușor, cel puțin în cazul meu. Am așteptat un an după ce am depus dosarul, jumătate de an mi-a trebuit să dau testele, pentru că terminele, a.k.a. programările la aceste două teste de legislație și B1 se obțin foarte, foarte greu, fiind foarte, foarte multă lume care foarte, foarte, foarte mult își dorește să fie cetățean german. Cu ce te ajută această cetățenie? Păi numai pașaportul te lasă să intri în țări în care pașaportul românesc nu te lasă. Plus că buletinul german, cu buletinul german mă pot mișca mai ușor prin birocrația germană decât cu pașaportul român. Jamilor, astea fiind spuse, dacă aveți întrebări, jos în comentarii, like, subscribe, v-am pupat pe portofel, jam! Sunt înconjurat de păsări. Fii atent câte păsări sunt aici, jam! Ich bleib mir treu, folge niemandem, alles Schall und Rauch. Den Traum, das Kusch und die Lila, nenn ab alles, was ich brauch. Wach auf am Abend, greif um das Bett nach den Ultra-Boost. Muss wieder los, wenn die Straße ruft, hab den Walking Blues. Und würde alles wieder so tun, wenn morgen alles vorbei wär. Diese Nächte und Bilder dazu, diese Feste bedeuten mir weit mehr. Ein Hoch auf die, die immer da waren, auch wenn ich scheiter. Denk an euch, wenn Dämonen über mir kreisen und zieh einfach weiter. Hab mein Zuhause verloren, such nach einem neuen Zuhause. Und auch wenn sich hier alles gleicht, egal wohin ich auch laufe. Sonne geht auf, die Skyline taucht alles ins Dunkel.
keine Liebe in diesem Dschungel. Ja, ich weiß, die Wahrheit tut weh. Doch ich muss jetzt weiter, okay. Gib mir einen Song, den ich fühlen kann. Mir ist so wie Billie Holiday. Und Abschied nehmen fällt mir nicht mehr schwer. Die Stadt so vergänglich und leer. Gib mir einen Song, den ich fühlen kann. Mir ist so wie bitte frag nicht wer. Zieh meine Kreise von Jahr zu Jahr.